O nutriționistă a dezvăluit condimentul care poate face orice supă mai benefică pentru sănătate. Acesta curăță intestinele și întărește oasele. Expertul precizează că turmericul poate fi adăugat în orice supă, deoarece nu numai că va oferi o culoare și un aspect mai apetisant preparatului, ci îl va face și mai sănătos. Principalul ingredient activ din acesta, numit curcumă, are aceste beneficii asupra funcționării organelor interne. Această componentă ajută la recuperarea mai rapidă în urma bolilor precum pneumonia sau artrita. În plus, includerea turmericului în dietă ajută la întinerirea organismului, deoarece conține mulți antioxidanți care luptă cu toxinele. Oamenii de știință au descoperit că turmericul întărește articulațiile. Persoanele care suferă de artrită pot include fără probleme turmericul în dieta lor. Curcumina are un mare potențial terapeutic și poate fi folosită ca agent antiinflamator, antidiabetic și anticancerigen, ceea ce a fost confirmat în multe studii clinice. Există dovezi ale unei posibile bune eficacități ale curcuminei în tratamentul artritei, bolii Alzheimer și pentru vindecarea rănilor. Cu toate acestea, există o limitare a potențialului terapeutic al compostului datorită solubilității sale scăzute în apă și biodisponibilității scăzute. Pentru a rezolva această problemă, sunt create și utilizate diverse formule cu curcumină și alte elemente pe cum piperina, un ingredient care se găsește în piperul negru. Curcumina are un efect neuroprotector datorită prezenței activității antioxidante și antiinflamatorii și capacității de a menține echilibrul chimic în creier. Aceste proprietăți pot fi utilizate în terapia bolilor neurodigestive. Curcumina poate atenua leziunile cerebrale și poate reduce durerea neuropatică. Diverse studii arată capacitatea substanței de a acționa ca un ajutor în tratamentul bolilor neurodegenerative precum boala Alzheimer și boala Parkinson, a adăugat expertul, relatează Știrpe Surse.ro.